Tiberiu Jinga este tânărul antrenor venit la CS Mușcel Câmpul Lung pentru a-l înlocui pe sensei Lucian Duță la secția judo a Clubului Sportiv Mușcelean după ce acesta s-a pensionat. Miercuri seara, la vizita echipei noastre de filmare, la antrenamentul programat în sala din cadrul clubului, erau în jur de 20 de sportivi, mulți dintre acești copii deja medaliați în competițiile naționale. Agime! Atenție! Curios! Ic! Mic! Fa! Si! Viteză! Viteză! Pe Tiberiu Jinga l-am găsit în mijlocul copiilor și l-am lăsat acolo pregătind pentru perioada imediat următoare competiție amicală Cupa Argeșul, ce se va desfășura la Pitești, iar apoi vor bate la ușă competiții care pot aduce secției și clubului mușcelean noi medalii.